pentru cel de-al doilea meci. Momente în care unde Lucian o să-i avem continuă să în colțul să albastru ceva cu pentru categoria 77 de kilograme meciului dintre ele pe Eduard Dulgheru. Între timp sunt anunțați sportivii care se vor înfrunta în meciul al doilea. La categoria 77 de kilograme. Vine acum în colțul roșu în Eric Bubuleandră. A intrat în ring Eduard Dulgheru. Adversarul său va fi Eric Bubuleandră. În continuare, la centru este arbitru Nicu Vasiliu și ne pregătim pentru prima rundă a celui de-al doilea meci al acestei seri. A rămas antrenorul Lucian Stoicoci în colțul albastru pentru că și în acest al doilea meci are un sportiv în ring, pe Eduard Dulgheru. Iată-l în imagine. Deocamdată așteptăm să părăsească ringul antrenorii și sportivii să fie invitați de arbitrul Nicu Vasiliu în centrul ringului. Așadar, în colțul albastru, Eduard Dulgheru, mănuși de culoare albastră acum în prim plan. În colțul roșu, Eric Bubuleandră, mănuși de culoare roșie. Și iată-l pe Dulgheru, cât de hotărât a început meciul. A crescut cu 22 de kilograme categoria. Vom vedea lovituri mult mai dure comparativ cu prima luptă. Bubuleandră pare să aibă avantajul alonjei în această dispută. Iată-l, înghesuindu-și adversarul în colț. Dulgheru se blochează, dar recepționează câteva lovituri. A început promițător disputa acestor mijlocii, să-i spunem. 77 de kilograme este o categorie între mijlocie și semigrea. Doi sportivi tehnici, lovituri frumoase, lovituri curate. Ambii sunt preocupați de ofensivă. Arbitrul Nicu Vasiliu n-a avut motive să intervină până acum. A spus fight și atât. Un minut și 40 de secunde fără intervenția arbitrului de ring. Abia acum culege de pe jos proteza lui Eric Bubuleandră. Aproximativ 20 de secunde din această prima repriză. A căzut, dar nu din lovitură. Sportivul din colțul roșu.
Repriză echilibrată, a început mai bine Dulgheru, apoi Bubuleandră a recuperat, ca să zic așa, deficitul și aș spune echilibru, dacă aș fi arbitru, dar nu sunt. Ei decid. Noi de aici, de pe margine, doar putem să ne dăm cu părerea ca nespecialiști în arbitrajul de kickboxing. L-ați văzut pe sportivul de la Chieru Kento, pe Eduard Dulgheru. Iată-l și pe Eric Bubuleandră. Par bine pregătiți fizic, ambii sportivi. Sunt fresh înaintea reprizei a doua. Vă reamintesc, meciul este programat pe durata a trei reprize a câte două minute. Vorbim despre sportivi juniori sub 18 ani. Între 16 și 18 mai exact. Din nou Dulgheru a început mai bine repriza. Bubuleandră așteaptă liniștit loviturile adversarului. Nu pare hotărât să lovească decisiv cu pumnii, caută mai mult lovituri de picior sau de genunchi. Schimb de directe. Nu foarte puternice, nu s-a resimțit niciunul după acel contact cu pumnul adversarului. Deși luptă la categoria 77 de kilograme, niciunul dintre Dulgheru și Bubuleandră nu pare să aibă o forță deosebită în brațe. Sunt tineri, vor mai pune carne pe ei cu siguranță în cariera de luptător de kickbox. S-a încheiat și repriza a doua, una la fel de echilibrată ca și prima. Ai zice că ne paște încă un extra round dacă nici în a treia nu se va detașa vreunul dintre ei pe buletinele de vot ale arbitrilor. S-a auzit gongul, a început repriza a treia și ultima teoretică a meciului dintre Dulgheru și Bubuleandră. Vă reamintesc, Dulgheru are mănuși de culoare albastră, Eric Bubuleandră, posesorul unei puternice galerii, mănuși de culoare roșie și un short în care predomină culoarea roșu. Albastre sunt apărătorile de gambă la Eric Bubuleandră. Totuși lent în reacții, sportivul din colțul roșu.
recepționează multe lovituri, nu știu cât de mult le acuză. Nu-mi dau seama câtă forță are Dulgheru. Acum un picior stâng la ficat, expediat de Bubuleandră, aproape de a-și atinge ținta. Da, luptă mult cu picioarele. Fiecare lovitură reușită este întâmplinată cu urale de fanii săi prezenți în colțul roșu, în zona colțului roșu. Da, a dat drumul și la brațe Bubuleandră. Încearcă la rândul său Dulgheru să găsească o breșă. Și se încheie repriza a treia și să vedem dacă ultima a meciului. Și s-a încheiat vedem și ce decid arbitrii judecători. Acestui al doilea meci al serii. Iată, deja am început să vedem lovituri mai puternice, am început să vedem atacuri mai concise ale luptătorilor aici în ring. Poate cresc odată cu experiența. Ați văzut în reluare un forcing al lui Eric Bubuleandră, să vedem dacă acel forcing va fi decisiv în stabilirea învingătorului. Eric și Eduard aici în fața dumneavoastră așteaptă decizia arbitrilor. Cu toții așteptăm acest lucru. Se pare că am ajuns la una și învingător în această seară la categoria 77 de kilograme este Eduard Dulgheru! Iată că insistența lui Dulgheru din primele două reprize și a spus cuvântul și el primește decizia în acest meci după trei reprize. Din nou Costelinac din partea Martico, de această dată urmânează premiul. Felicitări, domnilor, și mult succes în demersul vostru sportiv în continuare. Bravo, un meci frumos.